Ultimele alegeri din Republica Moldova și România au pus sub semnul întrebării acuratețea sondajelor de opinie. Sociologii au fost criticați, iar publicul este tot mai sceptic în privința datelor prezentate. Chiar și în aceste condiții, sondajele rămân o unealtă importantă de analiză, deoarece indică tendințe și schimbări în preferințele alegătorilor. Sondajul IMAS, prezentat pe 4 decembrie, are o marjă de eroare de plus minus 3%. Acest detaliu este esențial, deoarece rezultatele trebuie interpretate cu prudență. În plus, trebuie să ținem cont de contextul în care sunt colectate datele, tipul respondenților, zonele de unde provin datele și momentul în care sondajul este efectuat. Este primul sondaj după alegerile prezidențiale și referendum, iar rezultatele oferă indicii interesante despre dinamica politică actuală. Chiar dacă am rezerve în privința mai multor date prezentate de IMAS, pentru corectitudine trebuie să menționez că această casă de sondaje s-a afirmat de-a lungul timpului ca fiind una dintre cele mai credibile de pe piața sociologică de Republica Moldova. Sondajul arată că Partidul Acțiune și Solidaritate continuă să fie dominant pe scena politică de dreapta, însă nu mai are susținere necesară pentru a forma de unul singur o majoritate parlamentară. Majoritatea moldovenilor nici nu și-ar mai dori o guvernare monocoloră, 25% pledând pentru un guvern format din PAS și alte partide, iar 45% vor în general un guvern tehnocrat. Deși integrarea europeană a fost inclusă recent în Constituție, paradoxal, există riscul ca după alegerile parlamentare acest proces să fie încetinit sau pus pe pauză dacă la putere ar veni partidele controlate de Moscova. Aliații tradiționale ai PAS, Blocul Împreună și alte partide unioniste se află în limita marjii de eroare, dreapta politică suferind de lipsa unui leadership puternic. În acest context, PAS ar trebui să înceteze politica de înnădușire a altor partide pro-europene și chiar să creeze un mediu favorabil creșterii unor formațiuni de dreapta, centru-dreapta sau chiar centru-stânga, care să împărtășească însă valorile europene. Dacă PAS nu va lua aceste măsuri, există riscul să se confrunte cu dificultăți în crearea unei coaliții de guvernare după alegeri, ceea ce ar pune în pericol continuarea parcursului pro-european al Republicii Moldova. Pe partea de centru, sondajul evidențiază două alternative politice majore. Partidul nostru, condus de Renato Usatăi, și Mișcarea Alternativa Națională, condusă de Ion Ceban. Partidul nostru continuă să atragă susținerea alegătorilor, fiind cotat cu 9,8% în preferințele electorale. Deși Usatăi a avut o atitudine mai degrabă neutră față de referendumul pro-european, o parte semnificativă a electoratului său, 24%, a votat cu opțiunea da. Acest lucru sugerează că votanții lui Usatăi sunt mai degrabă antisistem decât anti-europeni. Dacă interesul național este integrarea europeană, este foarte probabil ca partidul nostru să sprijine o alianță pro-europeană. Și a menționat interesul național pentru că Renato Usatăi a reușit să-și consolideze imaginea de politician care este în primul rând pentru Moldova, punând pe plan secund vectorul extern. Reieșind din același sondaj, formațiunea condusă de Usatăi este cea care ar putea înclina balanța fie spre o alianță pro-europeană sau spre o alianță pro-rusă cu partidele lui Șor și Dodon. Man, în schimb, se confruntă cu o situație paradoxală. Deși Ion Ceban se află în top 3 cei mai apreciați politicieni, sondajul arată că formațiunea sa are doar 1,9%. Cu marja de eroare poate fi și de plus 3%, ratingul real al Man ar putea fi de până la 4,9%, aproape de pragul electoral. Nu putem neglija nici votul politic pentru Man de la alegerile locale din 2023, când formațiunea a obținut peste 85.000 de voturi. Chiar și dacă am presupune că 30.000 de oameni nu ar mai vota acum pentru acest partid, tot rămân 55.000, ceea ce înseamnă acum peste 4% la nivel național. În plus, Man deja are constituite mai multe organizații la nivel de teritoriu, deci nu mai putem spune că partidul e cunoscut doar în Chișinău, chiar dacă este adevărat că încă nu și-a consolidat foarte bine pozițiile în țară. Încă un aspect important este și numărul mare al alegătorilor din municipiu comparativ cu multe zone ale țării. Nu știu dacă Ceban s-a referit anume la sondajul IMAS, dar a publicat un mesaj în care a spus că în prezent nu se mai publică sondaje credibile. Eu nu consider că noi mai avem sondaje
autentice în spațiu public, sunt sondaje autentice, doar că ele sunt pe la partide sau pe la comanditari, dar nu în spațiu public. Sondajul arată clar că mulți politicieni nu reușesc să convingă alegătorii. Simpla prezență pe rețelele sociale sau publicare constantă de postări pe Facebook nu este suficientă pentru a atrage susținerea publicului. Este adevărat că rețelele de socializare pot propulsa pe un politician în topul preferințelor. A se vedea cazul României. Dar pentru asta mai e nevoie de carismă, idei clare și soluții concrete, lucruri care lipsesc multor actori politici de pe scena moldovenească. În același timp, PAS trebuie să-și regândească modul de guvernare. Paradoxal, dar în timpul guvernării pro-europene, sondajele iată ne arată că numărul adepților integrării europene nu a crescut, ci invers a coborât până la un minim istoric. Totuși, la întrebarea despre integrarea în UE, consider că IMAS a greșit când au oferit ca variantă de răspuns menținerea neutralității, deoarece poți să te integrezi în UE și fiind neutru, a se vedea cazul Austriei. Respectiv, nu cred că doar 34% din moldoveni sunt pentru integrarea europeană în condițiile în care, la referendum, pentru această opțiune au votat peste 50% din alegători. Scepticismul moldovenilor a fost influențat și de multiplele crize din regiune care n-au depins de PAS, dar și de dezamăgirea legată de remanierile guvernamentale care s-au dovedit a fi de formă. Măcar acum, la urmă, sper că PAS își va revedea atitudinea față de modul în care conduc această țară. Politicienii trebuie să înțeleagă că oamenii apreciază și când aceștia recunosc că au greșit și își mai cer și scuze. Rezultatele sondajului IMAS subliniază riscurile care planează asupra parcursului european al Republicii Moldova. PAS trebuie să-și revizuiască strategia, să creeze alianțe și să demonstreze că este capabil să livreze rezultate. Partide precum partidul nostru și MAN ar putea deveni factori decisivi în viitoarele alianțe. Scepticismul alegătorilor față de integrare europeană este un semnal de alarmă. Politicienii trebuie să răspundă aceste provocări printr-o guvernare transparentă și eficientă. Astfel, riscul este ca moldovenii să-și piardă încrederea nu doar în partidele pro-europene, ci și în direcția strategică a țării. Iar într-un asemenea scenariu, scump îi va costa nu doar pe ei, dar și pe noi, moldovenii, care ne vedem viitorul nostru și al copiilor noștri în Uniunea Europeană, nu sub cizma rusească.